s-a încurcat odată. Sunt însă încrezătoare în forța generației noastre și doresc ca noi să devenim un rezervor de resurse. S-a încurcat a doua oară. Pact de politizare a acestui, sistem sensibil, de politizare a acestui domeniu sensibil. În cele din urmă, discursul se încheie în aplauzele colegilor. Poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri. Pot să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine. În jurul pământului există o verigă informațională în care se cuprinde informații și tot firii românesc și altor țări. E nimic pe lângă acest sistem informațional. Crea de cine? Există un de Dumnezeu, de providență. Cum intri? Liber. Cum se poate? Aș ruga pe doamna Buruiană să mai tacă din gură că m-a prostit, spune. Ia mai tăceți din gură că eu v-am ascultat. Și dar îi reamintim colegei, distinsei noastre colege, că și pentru dânsa s-a inventat săpunul și apa, chiar dacă este de foc și are 42 de grade. Salvarea să vină la cei care-s bolnavi la cap, de altfel aș propune, toți parlamentarii să fie verificați la cap. Nu se uită nimeni, se uită țara întreagă, inclusiv cel mai adevărat post Acasă TV, unde m-am schimbat total, nu? Cu adevărat femeie sunt cu adevărat femeie, nu? Băi, să ne lase lumea, băi, să mă lase lumea în pace, băi! Foarte credincioasă. Biserica Sfântul Mina este singura biserică în care mă simt cel mai bine rugăciunile mele alături de Mântuitorul Sfântul Mina. Da. Constantin Brâncoveanu îl cheamă. Da? Hai, Constantin Brâncoveanu, ce nume de mare sculptor al țării noastre, unul dintre cei mai mari. Constantin Brâncoveanu, unul dintre cei mai mari, ok, hai. A avut o vorbă bună. Când vreodată visa Mihai Eminescu să vină Nichita să-i aprindă lumânare. Care este problema? Dacă legile a venit altfel acum și numai cum era pătit ca meseria omului să o practică înainte, să salvează lumea, trebuie așa și eu am părerea mea normală. Pentru clasa politică fac niște rugăciuni foarte puternici, cu toate vrăjitoare care eu le adun, ca să aibă sporuri, să aibă puteri de muncă, să le meargă bine ce-o vorbi să se lipească și să fie mulțumiți în viață și toată România. Și să fie conducere cu dreptate în țară și să le meargă bine. Despre euro o să înaintează înainte, rămâne pe loc. Leu românesc o să mai decadă, nu o să fie în continuare. Dolarul nu cade niciodată, adică să se desfințeze. Dar așa e dolarul că cade, se ridică, dar nu cumva să cadă din România niciodată dolarul. Împreună cu 6 fete ale mele să fie toate cu putere și descântate și cu toate vrăjitoarele care le-am testat și a fost audiate. Să dea Dumnezeu!
Rușine să vă fie, rușine, că dintr-un om bun care sunt, reușiți să mă faceți o fiară. Și nu vreau să fiu. M-ați transformat în ceva care nu mi-am dorit niciodată să fiu, da? Eu nu ăsta caracterul meu. Nu ăsta caracterul meu să mă înconjor de mizeriile voastre. Eu sunt învățată să trăiesc frumos, nu urât, ca voi, prin mansarde cu chiloți pe tavan și cu prezervative pe sub pat, da? Eu n-am trăit așa. Eu am trăit frumos. Să conjugați verbul a fi, domnule Ban. Verbul a fi. Verbul a fi. Da. Da, cred că... Să nu greșesc, să mă gândesc bine? Păi, mai avem, să știți. Avem. Vă ajut? Dar să știți că dacă vă ajut, vă dau bilionea grădire. Îmi dați bilionea grădire. Da? Încep eu. Da. Eu... Da. Sunt. Mai departe. Tu ești, noi suntem. Mai sunt. S-a mai sunt. Sunt. Eu sunt. Da. Tu ești. El. El este. Noi suntem. Voi. Voi sunteți. Ei. El. Ei. Ei. Sunt. Sunt. Vă dau bilă neagră. Am auzit aseară niște băieți simpatici de la anumite ministere pe la televizor și îi trimit să ducă dracul la muncă sau să citească câteva almanahe. Greutățile vieții în viață m-au făcut să car mai mult decât a trebuit să duc. Iar această joacă pentru mine este mai mult decât o joacă de copilărie. Poftim! Aștept păreri. Mamă, ce nervea, mamă, te la un drum atâta de lung și ce treburi am făcut azi de la ora 3, mai pot nebunesc. Ce să mă liniștesc, mă? Păi nu vezi că lumea o sare pe mine? Cu ce să mă liniștesc? De ce nu mă anunțești pe mine, drăgă? Ce surpriză? Astea sunt surprize cu filmatul. Știi că-mi stă Alexandra? Ce față am în viață, nu mă tai. Stai că nu ești gata, nu ești foarte, nu ești. Lăsați-mă, mă, voi nu știți cum să faceți să mă puneți în emisiune să râdeți de mine. Lăsați-mă, rog, cu vrăjeala asta. Când râzi mult, mă. Sunt penibilă, lasă-mă. Deci, încă o chestie, știți, vii aici așa. Stai un pic, aș trece, dar să o suce, că îl sunt de asta. Mi-ai dat un ruș ca să-ți bagi joc de mine, să-mi o dai la m***a, mă ierte Cabran. Bine că ea, clădirea nu este exagerat de imensă, așa cum este și gândirea ta. Eu o văd pentru că mi-este foarte fric și văd foarte bine pe fric. Este minus 0 grade, cred că îngheată și aripile păsărilor care zboară. Abia ce am venit din America și am adus cu mine cele mai bune afăbicii. Eu am afăbiciate. Și am adus cu mine cele mai bune afăbicii. Eu am afăbiciate. Cele mai bune afăbicii. Eu am afăbiciate. Într-o mare eroare, domnul Becali, și pentru ceea ce spune, va trebui să aducă și argumente. Bă, nenorocitule, nu, ce să-ți mai aduc și argumente ție? Vă dați și judecate de pomenești. Da, bineînțeles. Bă, strânța, n-ai bine, norocitule, mai vă dați și judecate după ce mi-ai discut echipa, a? Un moment penibil, aș spune. Haideți să păstrăm totuși, vă rog. Ce vorbești, mă? Vă rog foarte mult, e emisiune civilizată. Păi nu e, vă rog foarte mult. Vreau să-ți așa civilizat eu, vezi? Ba da, suntem. Vezi? O să vă întâlniți cu Ramon Calderon. Dom'le, dumneata, lasă, dom'le, cum te-ai spus dumneata cu ce mă întâlnesc eu? Mă întâlnesc cu Ramon Calderon dacă vreau eu.
Da? Și nu-mi dai dumneata educație mică, ești prea mic ca să-mi dai tu. Nu, eu vă rog, bă, băiatul, să păstrăm. De ce? Bă, băiatul, un nivel. Băi, uitați că te rogi de mine de atâta timp ca să vin la emisiune la tine. Și acum dai educație, dar ce faci? Pula, eu nu vreau să fii civilizat, că eu nu sunt civilizat. Vreau să-mi suși pula. Să vă dau la muie. Da? Pula morții voștri să-mi bag de zrențele, n-ai bizrenți. Puncte, puncte, sugeți pula. Puncte, puncte. Puncte, puncte în morții voștri. Ține mă că mă șerupe pula de tine. Foarte serios, și ce serios mi-ar face să-mi sugă pula măsta dacă îl iert eu pe ăsta, că n-o să-i distrug eu pe ăsta, pe zreanța asta, uite așa. Păi eu vreau economica să nu mai dau bani la femei, să-mi sugă pula, să sugă primul și pula mă să se uite. A mea și pula în familia voastră, hai ceau.